Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ajunge spre sfârșit la cazul iranianului, supranumit cel mai murdar om din lume, care n-a făcut duș zeci de ani la rând, practic toată viața. Săracul de el s-a prăpădit. Dar nu de asta. La 94 de anișori. A murit de tânăr săracul, putea să o mai ducă. Dar ce economie a făcut? Da, băi, da, chiar așa. S-a făcut și un documentar TV despre el. Deci omul nu s-a mai spălat, cum ziceam, de o viață întreagă. S-a făcut un documentar TV, mă gândesc la bietul sunetist, când a trebuit să-i pună la valieră. Sau ori fi avut de aia undiță. Da. Ce filmăm azi? Păi îl filmăm pe ăla, cel mai murdar. A, de undiță aia lungă. Da, un responsabil local indian, citat de agențiile internaționale și de Hot News, a declarat că domnul indian a evitat să facă baie de teamă să nu se îmbolnăvească. Amu Hajil chema, era celibatar, nici nu se purtea altfel. Uite, fetelor și doamnelor, în ce hal ajungem dacă n-aveți grijă de noi. Vezi? Altfel omul era fericit, pentru că la vârsta de 94 de ani, în sfârșit, l-au prins sătenii, probabil bătea vântul dinspre el de la 5 km. L-au prins și l-au dus să-i facă baie. L-au omorât săracul, mă. Da, mă, săracul a murit după câteva zile. Da. Înțelegi? Deci el a simțit ceva. Apa, săpunul, apa caldă, astea. Către asta ne îndreptăm, cred, unii dintre noi din cauza acestor vremuri dificile cu prețuri la energie. Din cauza economiilor. Apă rece, cu, da, din cauza economiilor. Câte grade are apa la tine acum, la ora asta? Că poate o rămână de făcut duși. Merge greu, poate, mai decât. Poate anunțăm vecinii care sunt acasă și au liber sau vacanță. Auzi, tu, la tine vecinii, ca să ne întoarcem. Am înțeles că tu auzi vecinul de sus când face ceva, dar când scapă să pun un baie, l-auzi? Nu s-a întâmplat, ai mei sunt cu gel de duș, nu ăștia moderni. Tău e conservator, nu scapă să pun. 39 de grade, ha. 56. Deci asta e febră, nu e temperatură. Nu, asta e chiar... E faci bine? Cadă. La 39 de grade, da, faci cadă. Cadă. Ești cadă. Bine? Cadă ca lumea, da. Deci, temperatura corpului omenesc? Nicu ne-a învățat în ultima vreme pe la 36. Păi la 30. Temperatura corpului, un duș corect scurt. Asta e energetica sau... Termoenergetica din ziua de azi, pe noi, în zona mea, așa ne ține la temperatura corpului. Și când prindem 39, cade, auzi, dar nu ai vorbit șampanii, sunteți mulți în familie. De vaie. Da. Nu, eu, în locul tău, aș vorbi cu colegii de apartament, copii, Oana, tot. Așa. Să vină la duș și să țină mâinile strânse așa pe țeava de duș. Că se încălzește. Ca să facă instant. Practic se face instant, dacă ideea este la temperatura corpului, obții 36 cu 9, mai scade prin transfer termic, dar obții instant la temperatura corpului, a? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.